Adela Dănilă vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele titluri ale ediției. Pe mai multe străzi din centrul Chișinăului vor fi mâine restricții de circulație din cauza vizitei președintelui turc Recep Tayyip Erdogan în Republica Moldova. Un nou caz de rujeolă a fost confirmat la o fată de 15 ani din satul Otaci. Pacienta nu era vaccinată și se presupune că a contactat boala în Ucraina. Cea de-a treia zi a exercițiului Seism 2018 din România a inclus în scenariu o nouă replică a cutremurului major de sâmbătă. Vizita președintelui turc Recep Tayyip Erdogan în Republica Moldova va da peste cap traficul în Chișinău. De mâine, circulația pe mai multe străzi va fi restricționată. Șoferii trebuie să se încarce cu multă răbdare. Cele mai multe străzi blocate sunt în centrul Chișinăului. Restricții de circulație vor avea și cetățenii care locuiesc în apropierea reședinței de stat. În blocurile din preajmă au apărut deja afișe prin care sunt anunțați cetățenii că nu vor putea utiliza parcarea subterană, iar intrările și ieșirile în bloc se vor face doar pe la o anumită scară. Recep Tayyip Erdogan va avea mai multe întrevederi cu oficialii din Chișinău și va inaugura clădirea președinției reparată din banii Turciei. Erdogan ar putea fi întâmpinat și cu proteste după expulzarea celor 7 profesori turci de la liceile Orizont. Sunt lângă noi, împărțim aceeași lume, dar ei o percep diferit. Sunt oamenii care trăiesc în întuneric, dar care au învățat să-și coloreze viața cu emoții și gânduri pozitive. Pentru că ieri a fost ziua internațională a nevăzătorilor, vă propunem să descoperiți lumea celor care pășesc printre umbre. Imediat, în telejurnal. Orașul unui din cauciuc, străzile nu mai pot fi lărgite, iar numărul de mașini este în creștere. În acest ritm, Chișinăul devine un infern pentru locuitori, mai ales în orele de vârf. O soluție ar fi graficul diferențiat de lucru. Propunerea vine din partea primarului interimar Ruslan Codreanu. Primii 700 de angajați vin deja la muncă de la ora 7:30, adică cu 30 de minute mai devreme. Și voi ruga colegii din primărie să accepte eventual și noi ca primărie să începem activitatea la 8:30 și vom merge pe creșterea numărului de angajați a întreprinderilor municipale care să înceapă fie de la 7, dacă vorbim de întreprinderi care ca Exdrupo, Edelitate, deci contabilitățile întreprinderilor nu trebuie să vină să lucreze la ora 8. Ele pot să vină să înceapă activitatea și de la ora 10. Cel mai mare impact în trafic ar fi dacă cei peste 60.000 de studenți din Chișinău ar începe lecțiile la ora 9 și nu la 8, cum este în prezent. Dacă am reușit aici să mergem pe anumite universități, ca fază pilot, să înceapă la 8:30 sau la 9, dar eu înțeleg că acolo merge deja modificarea programului întreg orarului de studiu și poate fi mai complicat. Dar dacă s-a putut în alte orașe, eu cred că se poate și la noi. Orașul nu este de cauciuc, bulevardele, spre regret, nu pot fi supralărgite. Tot după acest principiu ar urma să funcționeze grădinițele și școlile, dar ideea nu poate fi întotdeauna aplicată, explică responsabilii. Nu este rezonabilă, dat fiind faptul că părinții încep lucrul la ora 8 și oricum își aduc copiii la ora 8. Cei ce ține de copiii de clasa 1-a, 2-a, ei rămân nesupravegheați în intervalul de timp cât îl aduce părintele și se începe lecția, admitem, la ora 8:30, ora 9. În prezent, pe străzile din Chișinău circulă în medie 350.000 de mașini. Un ocaz de rujeolă în Republica Moldova, virusul a fost confirmat la o fată de 15 ani din satul Otaci. Potrivit medicilor, cel mai probabil fata s-a contaminat din Ucraina. Tânăra este de etnie romă și nu a fost vaccinată împotriva rujeolei. În prezent, pacienta primește tratamentul medical. Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că pe întreg teritoriul Republicii Moldova se menține codul portocaliu privind riscul de răspândire a rujeolei. De la începutul lunii august au fost înregistrate 296 de cazuri confirmate de rujeolă. Aceasta este o boală virală extrem de contagioasă și poate fi prevenită prin vaccinare. Sunt lângă noi, împărțim aceeași lume, dar ei o percep diferit. Sunt oameni care trăiesc în întuneric, dar care au învățat să-și coloreze viața cu emoții și gânduri pozitive. Pentru că ieri a fost ziua internațională a nevăzătorilor, vă propunem să descoperiți lumea celor care pășesc printre umbre. Cu
zâmbetul pe buză, plin de viață și cu o mulțime de vise. Așa l-am descoperit pe Gheorghe Staver, chiar dacă o afecțiune din naștere i-a furat dreptul de a vedea lumina zilei. Nu văd mic copil, cred că n-am văzut niciodată 100%. Am văzut cât de puțin, dar totuși am absolvit școala pentru slavăzători și nevăzători din orașul Bălți, după care, după 14 ani de acum, n-am avut niciun procent de vedere, ochii a rămas fără lumină. Potrivit specialiștilor, odată cu pierderea vederii, celelalte simțuri devin mai sensibile, lucru confirmat și de Gheorghe. Un nevăzător mai deseori face imagine după comportamentul persoanei, după voce, mult după voce pentru noi înseamnă. Lipsa unui simț vital nu l-a împiedicat să-și realizeze visele, dimpotrivă. De mic este pasionat de sport, iar de 2 ani Gheorghe este președintele Federației Sportivilor Nevăzători din Republica Moldova. Sigur că vederea s-a dus, dar pasiunea mi-a rămas și mai departe. Este posibilitate pentru nevăzător să joace cu minge când copilării nu avea posibilitatea aceasta. Facem competiții, facem și cantonamente și turnee, precum și naționale, așa și internaționale. Tot ce își dorește acum este să le ofere nevăzătorilor șansa să facă sport și chiar să meargă la competiții. Avem necesitate de mijloc de transport, sigur, de 8 locuri. Golbal, fotbal, care acum sunt probe paraolimpice și vrem să le dezvoltăm, că să ne merim și noi la Tokyo 2020. Asta e visul nostru. Viața de zi cu zi a celor care nu pot vedea lumina zilei este totuși anevoioasă. O simplă plimbare prin Chișinău este o adevărată provocare. Deși există piste speciale, acestea sunt insuficiente. În ajutorul acestor oameni vine Asociația Nevăzătorilor, care contribuie la integrarea lor în societate. Cred că pentru nevăzători sunt cele mai grave probleme angajarea în câmpul muncii. Doi, este foarte greu de deplasat, deoarece sunt foarte multe primejdii. 3. Pensia este foarte mică. De Ziua Internațională a Nevăzătorilor, Gheorghe Staver a avut un mesaj optimist pentru cei care adesea nu găsesc puterea de a continua. Nu importă la ce vârstă a pierdut vederea, nu trebuie să vă închideți în sine. Deci, având plină stradă, o femeie de 70 de ani a rămas fără geanta cu bani și acte chiar în ușa oficiului poștal. S-a întâmplat la Cricova, iar cel care a lăsat-o pe victimă fără geantă este un minor de 17 ani. Tânărul a așteptat în preajma oficiului poștal și a smuls geanta din mâna femeii exact la intrare. În geantă, femeia avea bani și carduri, totul în valoare de 75.000 de lei. I-a sunat imediat la poliție, iar oamenii legii l-au prins pe tâlhar. Tânărul le-a spus polițiștilor că i-a furat femeii geanta pentru că avea mare nevoie de bani. Individul a mai fost judecat pentru furt, iar acum este anchetat pentru jaf și riscă până la 7 ani de închisoare. Lucrarea Marea Istorie Ilustrată a României și a Republicii Moldova într-o colecție de 10 volume va fi lansată la editura Litera, transmită Radio Chișinău. Începând de astăzi, primul volum se găsește în toate punctele de vânzare a presei din România. Marea Istorie Ilustrată a României și a Republicii Moldova este una dintre cele mai detaliate lucrări despre istoria românilor. A fost realizată în urma unei documentări de peste un deceniu. Al doilea volum va aduce cititorilor și un cadou special, Harta României Mari, cu cele mai importante locuri de vizitat în an centenar. În cele 700 de pagini ilustrate color, cititorul va descoperi toate epocile de la preistorie până la prezent, dar mai ales evenimentele care au condus la Marea Unire de la 1918. Atacuri la baionetă, tir de grenade sau trageri la țintă au fost câteva elemente ale unor reconstituiri istorice organizate de militari în județele Argeș și Brașov cu ocazia centenarului Marii Uniri. Soldații au cinstit memoria ostașilor români căzuți în anul 1916, în primul război mondial în luptele cu forțele austro-ungare. Îndoită trecere înainte, dublă paradă, împungeți și cu piciorul stâng loviți. Marș! În august 1916, în zona localităților Ciocanu din Argeș și Șirnea din județul Brașov, soldații români au purtat lupte grele cu armata austro-ungară. După mai bine de un secol, militarii brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu și ai batalionului 30 Vânător de Munte Dragoslavele au reconstituit acele zile cumplite. Evenimentul a fost o noutate, fiind o primă activitate în care militarii din Brigada 2 Sarmisegetuza, în număr de 50,
au participat la punerea în valoare a tranșeilor din primul război mondial. Asociația Tradiția Militară, care a organizat evenimentul, a prezentat și obiecte militare din primul război mondial, descoperite în fostele tranșee. Acesta este tranșeul de bază, după cum puteți vedea. Era tranșeul avansat. O lună de zile a trebuit să vin constant aici, la dealul Sasului, și să dau cu detectorul de metale. Am săpat sute de gropi. În această zonă a căzut la datorie primul militar român, locotenent colonelul Gheorghe Poenaru Bordea, care era la acea vreme locțiitorul comandantului regimentului 30 Infanterie. În culoarul Rucăr-Bran au avut loc primele lupte eroice pentru blocarea trupelor austro-ungare ce intenționau să ajungă în capitala României. Luptele de la Ciocanu-Șirnea au fost unele dintre primele acțiuni desfășurate de Armata României pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Sighișoara este una dintre cetățile medievale care sunt încă locuite, un oraș romantic cu străzi înguste și case care și-au păstrat farmecul arhitectural. În an centenar vă invităm să descoperim împreună acest loc timp de 100 de secunde. Privește România! Informația a devenit atât de mult, atât de diversă și educația medie devine și mai necesară pentru a ajuta consumatorii să înțeleagă corect mesajele. Am instruit peste 130 de bibliotecari în educația mediatică, la rândul lor au instruit alți bibliotecari, alt public tineri. În acest an, disciplina opțională educație pentru media a trecut din treapta primară în treapta gimnazială. Care sunt strategiile de combatere a falsurilor din spațiul informațional și cum este promovată educația mediatică în instituțiile de învățământ din Republica Moldova? Discutăm astăzi la Obiectiv Comun. Cea de-a treia zi a exercițiului Seism 2018 din România a inclus în scenariu o nouă replică a cutremului major de sâmbătă. Potrivit celui mai nou bilanț al autorităților, peste 45.000 de oameni rămași fără adăpost au fost transferați în tabere de sinistrați. Dar, cum viața bate orice scenariu, un spital mobil a fost închis din cauza apariției unui caz real de varicelă. Salvatorii au trecut de la scenariul la viața reală după ce un participant la exercițiu s-a îmbolnăvit de varicelă. Am trebuit să închidem Spitalul Românesc de nivel 1 al Smurdului pentru dezinfecție, având în vedere că unul dintre colegii care lucrează acolo a avut varicelă și fiind o boală infecțioasă. Ladies and gentlemen, please make ready your passports ready for the passport control. Ajutorul internațional cerut prin mecanismele europene de protecție civilă a continuat să sosească. Acest aparat de zbor rupt parcă din filme de acțiune a aterizat la baza 90.
Este unul din avioanele prezidențiale ale Slovaciei care, conform scenariului, a venit să transporte răniții la spitalele europene și să evacueze cetățenii străini spre țările lor. Our main task is to evacuate and take basic medical care and some psychosocial care for foreigners who were stranded in your country. Într-un singur zbor, aeronava din Slovacia poate transporta 6 răniți, iar aceștia pot primi chiar îngrijiri medicale în timpul cursei. În timp ce salvatorii primeau misiuni, răniții erau pregătiți să semene cât mai bine cu victimele unui dezastru. Sutelor de voluntari au fost reconstruite plăci și fracturi, ca totul să semene cât mai bine cu realitatea. Specialiștii au folosit latex, ceară și plută ca să redea oasele și țesutul uman și mult colorant roșu. Lucrez la o semi-amputație. Efectiv, este o fractură deschisă în care ambele oase de la cot sunt ieșite. Mă doare foarte tare și trebuie să intervină. Mă ia cu călduri. Conform scenariului, în a treia zi după marele seism de 7,5, în București numărul morților a trecut de 3.900, iar cel al răniților de 7.000. 5 spitale au fost distruse și peste 45.000 de oameni au rămas fără adăpost. Decizie importantă luată de Înalta Curte de Casație și Justiție din România. Adunările publice trebuie declarate înainte, atunci când urmează să se desfășoare în piețe sau în apropierea unor instituții de interes public. Decizia, care este obligatorie, este contestată de opoziție și aplaudată de PSD. La rândul lor, protestatarii Rezist anunță că vor da statul român în judecată la CEDO. De acum înainte, orice adunare publică ce se desfășoară în piețe, pe drumuri publice sau în apropierea unor sedii de interes public trebuie declarată. Magistrații Înaltei Curți au admis recursul în interesul legii formulată de Curtea de Apel București. Decizia a împărțit clasa politică. Decizia este binevenită pentru că clarifică și pentru cei care nu înțelegeau acest lucru. Nu există protest spontan prevăzut în legislație. Încet, încet se va intra în respectarea legalității și persoanele respective încalcă legea, sunt contravenții. E clar că Partidul Național Liberal trebuie să ia o decizie în perioada imediat următoare și să gândească la o proiecție legislativă prin care să ofere posibilitatea cetățenilor României să-și exprime oricând, oriunde, dreptul la opinie. Reprezentanții USR, activi în protestele din Piața Victoriei, nu sunt de acord cu această decizie. Dacă se adună în această seară sau săptămâna viitoare niște oameni în fața guvernului spontan, fără să existe un organizator, cine va fi sancționat? Cei 10, 20, 50 de mii de oameni individual, fiecare ne vor lua jandarmii la bătaie, la lua buletine, la ce? Efectele unei astfel de reglementări nu pot să existe. Dacă cetățenii protestează, autoritățile vor lua act de acel protest. Decizia Instanței Supreme este obligatorie. Cei care o vor încălca riscă până la 6 luni de închisoare sau amendă care poate ajunge la 200 de mii de lei. Dezastru de proporții biblice în Egipt. Un sat din centrul țării a fost distrus din temelii de către un invadator neașteptat. Termitele au mâncat tot ce le-a stat în cale, inclusiv casele localnicilor. Vedeți mai multe imagini apocaliptice mai târziu în telejurnal. O casă de licitații din Londra vinde atât de mult aur încât ar trezi invidia celor mai opulenți împărați ai antichității. De la sculpturi până la piese de mobilă, fiecare exponat pus în vitrină este făcut din metalul prețios. Exponatele strălucitoare au atras privirile celor mai excentrici colecționari din lume. Licitația, intitulată Atingerea lui Midas, este inspirată din legenda regelui grec cu același nume. Despotul mitic transforma toate lucrurile pe care punea mâinile în aur. Atracția principală, un tablou creat de pictorul francez Yves Klein, costă în jur de 1.000.000 de lire. De vechi este bustul fotomodelului de succes Kate Moss. The bust of Kate Moss is interesting because it's part of a series that he produced entitled Siren. And as you know, the sirens were mythical creatures, half woman, half bird, that would seduce sailors to their death with their beautiful songs. Încă din cele mai vechi timpuri, aurul a fost considerat un metal foarte valoros, purtat de persoanele înstărite și privilegiate. Era un simbol al statutului social. It's a material that's fascinated humans since ancient times, and it's something that we feel is now the right time to launch a sale around. Există ceva și pentru amatorii de viteză. La loc de cinste se află o mașină de lux aurie, atât pe exterior cât și pe interior.
Lângă se află un tron și un pat din aur care încă îl așteaptă pe Napoleon. Peste 60 de bijuterii și opere de artă decorează sălile galeriei prestigioase. Un sat din inima Egiptului a fost distrus din temelii de către un invadator neașteptat. Termitele au mâncat tot ce le-a stat în cale, inclusiv casele localnicilor, care acum sunt forțați să doarmă pe străzi. Pe cât de mici sunt insectele, pe atât de mari sunt daunele pe care le-au provocat în provincia Luxor. Localnicii sunt disperați după ce au fost dați afară din casele lor, ajunse în pragul prăbușirii. Multe clădiri sunt construite din lemn, o delicatesă pentru termite. Oamenii nu sunt singurele victime ale acestei catastrofe. În august, autoritățile au decretat starea de urgență în regiune din cauza invaziei devastatoare. Înlăturarea dăunătorilor este problematică din cauza prețului ridicat al pesticidelor. Singura soluție a locuitorilor este să folosească lemn tratat chimic, dar asta nu-i va ajuta pe cei care și-au pierdut deja căminul. Unii localnici au început să folosească uși și acoperișuri din tablă ca ultimă măsură împotriva insectelor. Specialiștii susțin că acest fenomen a fost cauzat de un dezechilibru în ecosistem. Termitele pot prospera cu ușurință într-o bucată de lemn unde sunt greu de sesizat. Uneori ele ocupă piese de mobilier și sunt aduse din greșeală în locuințele oamenilor. Un muzeu al iluziilor optice din Dubai este paradisul oricărui fotograf în căutare de cadre nemaipomenite. Clădirea este un labirint de camere și exponate, care mai de care mai derutante. În acest muzeu, ochii te înșeală la fiecare pas. Vizitatorii sunt invitați să-și folosească mintea pentru a descălci nenumăratele mistere de pe culoarele clădirii. O încăpere te face să par mai mic sau mai mare decât ești în realitate. Oglinzile și caleidoscoapele sunt de asemenea de nelipsit. Până și personalul expoziției s-a alăturat acestui joc enigmatic. This is when your eyes can see things that your brain cannot really comprehend. This is what we call it optical illusion. So it depends on the perspective you look at the image or the object. So in the end, you will understand what's going on, but it will take some time for you. Expoziția a fost deschisă recent de către un investitor din Oman, un stat învecinat Dubaiului. Muzeul este un succes și atrage zilnic o mulțime de turiști. Destinația a devenit populară datorită numeroaselor fotografii făcute de turiști și postate pe rețelele de socializare. Doamnelor, domnilor, cam atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă aștept și la telejurnalul de la 18. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O zi minunată vă doresc, să ne auzim de bine!